Poftiți restul. ...430, poftim. Sunt falși. Au cumpărat cu bani falși. Îi putem aresta chiar acum. Nu, încă da. Du-l tu la consignație. Îl treci pe numele tău și în cel mult două zile ai banii. Cam ce preț are? Vreo 5.000 de lei, din care ți împrumut două, da, pentru o săptămână, nu mai mult. O clipă, te rog. Bună ziua, dragii mei, intrați. Da, să știți că n-am nicio veste pentru voi. Rămâne așa cum am vorbit. Îmi telefonez, da? Da, da. Au revoir, madame. Mi s-a promis mâine la prânz și nu știu... Până mâine la prânz nu este o veșnicie. Noi am venit numai așa să vă... Stai frumos, nu e momentul. Din banii care ne-ați dat, am luat 30 de kilograme de zahăr. 45 de kilograme de făină, la pungi. 80 de kilograme de ulei, la sticle. Sunt la mine în garaj. Nu v-am cerut socoteala. Oricât nu, doamnă, voiam să ne cunoașteți mai bine. Pentru că la dumneavoastră sunt toate speranțele. La oficiul braților de muncă nu s-a evit nimic pentru noi, deși aveam recomandări. De la colonel? Tați din gură. Când se dau probele? Ați pus o vorbă bună pentru noi? Am pus câte să mai pun. Locurile sunt asigurate. Un loc de scamator pentru domnul, unul de instructor și unul de ghid la oficiul de turism. Sigur, eu am pus o vorbă bună, da. Trebuie să vă pregătiți și dumneavoastră. Doamnă, pe cuvânt de onoare, toată ziua de ieri și toată noaptea ne-am pregătit în colectiv. Domnul Patraulea va prezenta două numere de efect, de music hall, numărul cu ouăle și cu cureaua de la pantaloni, please. Doamnă, e un număr al meu original, îl fac cântând. Besame, besame mucio, toto ti quiero. S-a spart, veritabil, doamnă. Toto ti quiero il fiore, la mia, la vita. O, cucureaua, asta nu, e. Lăsați. Iar domnul Trandafir va prezenta o originală recitare în stil comic. Please. Tonino. Și-o știe toată, doamnă. Permiteți? Iar eu, ca ghid, voi prezenta România turistică în limba franceză, în original, acompaniat de muzică folclorică. Doamnelor și domnilor, monsieur, madame, aveți în față mănăstirea Pudna. De râdăuți, un peu à
ale vizite a 22 de kilometri și 800 de metri, nu știu, mai am dificultăți la cifre. Da. O monaster de omor, edifia 1530, par le loc o fet, Todor Bubuioc. Atâta. Am chitat. Mersi, ajunge. Stați că mai am o rugăminte la dumneavoastră. Ați văzut-o pe doamna care a plecat din aur. E murit cineva în familie și n-are suficienți bani. A venit să-i dau eu, dar... momentan. Se poate, doamnă. Avem și noi ceva. Tu ai? De unde dă? A, dar cum vă permiteți? Așa... A, nu. În viața mea am împrumutat un leu. Decât să împrumut, mai bine vând și eu ce-am prin casă. Am niște obiecte moștenite de la ei mei. Ar trebui să mă duc ele la consignație, dar știți, e penibil, sunt prietenă cu o vânzătoare și o să creadă că nu mai am ce mânca. Dacă ar vrea unul dintre dumneavoastră? Eu, doamnă. Poftim. Le ducem noi. Să vă dau sigur, și niște hârtie să le împachetați. Vă rog. Și dacă tot vă reprofilați, vă rog să aveți grijă cum le vindeți. Cât? Cât? Asta care cumpără pe bani falși și le vinde pe bani buni. Nu e nici frumoasă, nici urâtă, nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă, nici aici. Caută, domnule, în Bucureștiul ăsta mare și găsește-o dacă poți. Tovarăși capitan, dacă îmi permiteți, eu aș trece pe la fișier, poate că mă găsesc ceva. Da, pot să plec. Pot să plec și eu? Plecați amândoi. Eu mă duc să dau un anunț la mica publicitate. Am o idee, știi, poate reușim să o atragem pe asta în cursă, poate o prindem. Să trăiți! Foarte greu să-i dibuim pe ăștia. Numai dacă i-am prinde cumpărând ceva. Dragi cu toner, am și o idee. Cunosc pe cineva care a cumpărat aseară un tablou. Un tablou? Da, vecina mea. Am putea să-i facem o vizită așa prietenească, fără să știe tovarăș capitan. Da, e o idee bună că avem timp. E bine. Tu ce ai făcut în dimineața asta? Ai vândut ori ai cumpărat? Am cumpărat. Doamna Simion m-a trimis să cumpăr câteva tablouri anunțate la mica publicitate. După amiază o să vinzi. Da. Bagă de seamă, o să vinzi galeuri la consignație. Și nu mai tot nota mereu. Ține minte. Tu cum stai? De dimineață și până acum am vândut 700 de lozuri. A mers vestea că la mine se câștigă. Din 3 în 3 ore schimb locul. Dacă se poate și mutra. Da. Să rămână anunșar, Angela. Bună ziua. Știți, v-am tot vorbit eu de tovarășul plutonier și de Costel, dânsii sunt. Am venit așa, ca prieten. Poftiți. Luați loc. Mulțumesc. Șez. Aș putea zice că vă cunosc de foarte multă vreme. Tovarășul Cristoloveanu mi-a vorbit cu foarte mult respect de dumneavoastră. Da, așa vecine se tot ai. Da, și cum ziceam, dacă mi-a vorbit atât, mi-am zis, hai să vă cunosc. E foarte frumos la dumneavoastră. Mobila asta modernă, tablourile, capete, natură moartă, sfinții pe sticlă și... Ăsta e achiziție nouă. A, ăsta e... Da, are așa ceva... Are, are. De unde l-ați luat? De la consignația? Nu, eu nu cumpăr tablouri. N-am atâția bani. Mi le dă un văr, care e pictor. El n-are unde să le țină. Aha. Nu serviți ceva? Apă, apă. Apă că mi-a permis. Dar tovarășul plutonier, cred că ar bea un coniac. Da, mic. Coniac mic. Mic. O clipă. Dacă mi-au după dumneata toa și Cristoloveanu, nu vezi că nu corespund semnalmentele? Cum? Ailaltă nu era nici tânără, nici bătrână, nici frumoasă, nici urâtă. Asta e și frumoasă și tânără. Și atunci hai să plecăm. Cum o să pleci, tovarășul Cristoloveanu? Și coniacul? Nu e fals, e bună. Ce? Nu sunt decât 200. Vă rog să mă scuzați, vreau să vă explic. Dar în fond, cine-i dânsul? Tovarășul plutonier. Plutonier Căpșună. Știți, noi, să vedeți, noi urmărim o hoață de tablouri. Ce hoață, tovarășul Cristoloveanu? O falsificatoare de bani. Una care cumpără tablouri cu bani falși și le vinde la consignația pe bani buni. Dar nu dumneavoastră, sunteți sigur că nu dumneavoastră. Noi v-am văzut trecând pe stradă așa cu tabloul sub braț și asta a fost tot. Așa părerea ai dumneata despre mine. Nu, am greșit, tovarăș Angela. Am greșit. Vă rog să mă iertați. Tovarăș plutonier n-are nicio vină. Eu am fost cu ideea. Bravo. Frumos.
Oricum, serviți. Tovarășul Cristoloveanu, cred că trebuie să-l ducem undeva. Ăsta tot ce vede spune. Atunci să-l ducem în baie, nu? Se poate în baie? Da, poftim. Hai, pas. Am scăpat, gata. Să rămână noroc? Noroc. Ia uite, tovarășul capitan Panait. Tovarăș capitan. Să-i zicem bună ziua. Da. Fi drăguț, da. Dar nu e momentul. Dă-mi banii pe care ți-am dat. Mersi. Plătește dumneata pentru toată lumea cu banii ăștia. Bani buni. Te supăr dacă spun că m-am simțit aici, ca la mine acasă? Ba nu, îmi face plăcere. Plăcere? Asta să nu uiți. Îmi face plăcere, așa ai spus, nu? Domnișoara Angela, poate că nu mă crezi. Dar lasă că o să vorbim noi altă dată. Uite să știi că mâine ești invitata mea la concurs. Merg cu Costel la marele premiu, nu, tovarășul Cristoloveanu? Acum ne grăbim, merg pe acasă, mă schimb, trecem pe la stadion pentru că avem repetiție. Costel! Oh, da, Costel! Costel! Cine e asta? O fi făcut baie și a intrat la apă! Tovarășul Cristoloveanu, fii serios! Ce înseamnă? Tovarășul Maior, aș avea nevoie de ajutorul tovarășii Paula. Serios? Iar? Mi se pare mie să vedeți care e planul. Am dat un anunț la mica publicitate. Pentru asta ai nevoie de tovarășa Paula? Da, aș vrea să fie soția mea pentru 2-3 zile. Și o să vă fiu pețitor. Vrem să organizăm o expoziție. Ce să mai organizați? Ce să... Tovarășul Maior, așa nu se poate lucra. Tocmai, să lămurim o dată. Doamna Simion ne-a dat niște bani. Când să achităm, ne-a dat alții. Și n-am înțeles de ce. Așa. Noi vă spunem franc, nu vrem să ne jucăm cu legea. Când am ieșit de acolo, ne-am luat un angajament. Domnule, să știți, noi nu lucrăm decât numai cu oameni de onoare. Și eu nu sunt de onoare? Păi dacă eu sunt necinstit, înseamnă că și voi care lucrați cu mine, sunteți tot așa. Nu lăsă. Și o să ne păzească același gardian, nu? Cobiți acum. Suntem cinstiți până la prostie, mă. De asta nu se lipește norocul de noi. Noroc. Sănătate. Am citit anunțul cu tablourile. Dar, domnule dragă, sunt pe pereți. Asta costă cam 1000 de lei bucata. Aici avem unul care face cam 6000, iar dincoace e pe traș cu 11000. Izăr nou și dincolo Lucian care face 14000. Ți-am dat voie să vă prezinți pe soția mea care... Să luăm Pătrașcu, nu? Da, da, Pătrașcu. Cât a spus că face? Petrașcu ăsta mic, o? 7000, vă rog. Cum e ultimul preț, nu mai lăsați nimic? Păi, vă dau un Petrașcu, tovarășu, vi-l dau aproape gratis, că am nevoie de bani să-mi iau mașină, carpinter. Poftiți banii, poftiți 5, 6, 7. Nu, nu-l dau! E tabloul preferat al mamei mele! Atâta am avut și eu! E zestrea mea!
nu dau niciun tablou, nu, domnule! Nu, domnule, nu vreau să mă iau mașină! Nu vreau! Nu vreau! Doamne, dragă, dar eu nu fac nimic fără să te întreb pe tine, dragă! Taci din gură că te pleznesc! E nebună, doamne, dragă! E nebună, vă rog să nu vă... Vă rog să nu vă spunați, vă luați banii înapoi, dacă o nevastă e nebună, doamne, e nebună! Eu ce să fac dacă e... Ce asta? Vă bate joc? Puneți oamenii pe drumuri? Ce asta e, distracție? Putem leva! Dacă nu vreți să vindeți, de ce ați dat anunț? Lasă, dragă, nu te enerva. Cum să-i las, dragă? Am să-i dau la miliție. Și tu să nu scrii să nu mă mai enervez. Dumnezeu, capitan, vă rog să vă arătați, dar situația era așa comică încât... Dar ce ai, Plutoner, Căpșună? Ce te galizești așa? Suntem la teatru, la panoramă. Noi suntem niște caragiuși aici, după părerea dumitale, da? Nu. Tu știu că te dăm la bârșe, băsăși pe aia care fac gogoș. Dumnezeu, capitan, vă rog să mă iertați, dar... Să știți, am o idee. Auzi, are o idee, dumnealui. Ia ascultă, Plutoner, Căpșună. Ideea asta, dumitale, nu se plictisește singură, frate. Dumnezeu, capitan. Ce? Cosi. Ce cosi? Ai chiute. Cosi? Au, 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 au. Știu, tovarășii colonel, am aflat, au apărut și în alte părți. Da, am notat. Ei, vedem, vă raportez. Gata, tovarăș major. Convoc într-o jumătate de oră pe toți ofițerii disponibili la mine. Și după aceea mi-l aduci pe Panait. Tovarăș capitan Panait e cu tablourile. Bine, după ce termine cu teatru, să vii de urgență la mine. Da. Să am toate datele și dosarele în legătură cu falsificatorii de bani. Am înțeles. Aveți perfectă dreptate, domnule dragă, așa m-am gândit și în ultima vreme. Dar acum, indiferent de care sunt motivele, vreau să vând tot și să mă retrag, pentru că București, după părerea mea, este un infern, domnule dragă, mă cutremur. Vrem să ne luăm o casă la munte și să stăm acolo fără cărți, fără tablouri, fără ziare, nu? Pusnicii. Chiar așa, dar vreau să-mi las și barbă. Da, vă înțeleg, vă înțeleg. Atunci... Unde ați acest lucian? Da. Da. Poftim, numărați. Mulțumesc. Tu mă ești inconsitor, tu mă, am un câine, cred că am să-l apușc. Nu este de acord să se întâmplă asta, credeți-mă, nu vă supărați, așa a făcut altă împărătură, altă nevastă, tot ca dumneavoastră, nu vă supărați. Atunci am să iau acest Dărescu. Vai, de bine, dragă, dragă, luați la banii înapoi, nu pot, nu pot, dragă, nu pot. Mai din dragă, nu o să putem vinde niciun tablou. Păi, trebuie să-l închideți undeva. Da, dar nu se lasă, și are o foame, dragă, nu știți cât mănâncă, n-am mila asta de câine, am să-l împușc. Nu, dragă! La fără, dragă, să-l împușc, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Insistește-te! Nu vrea să știu de nimic, nu se vine, nu mai N-am făcut nimic. Ce faci, domnule? N-am făcut nimic. Ce faci, domnule? N-am făcut nimic. Vă lăsați-mă, domnule. Patru de noapte. Dar sunt prieteni cu tovarășul Plutonier. Bravo, Costele! Bravo, bravo, tată! Tovarăș capitan, abia am putut să mă agit, să nu râd. Dar până la urmă a mers strună. Ce strună, Plutonier, Căpșună? Care strună? Numai bărbați, domnule, numai bărbați, să nebune și alta, nu înțelegi? Dar aia nici grasă și nici slabă, nici înaltă și nici scundă, nici bătrână și nici tânără și nici aia și nici aia. Unde e aia, unde e aia, domnule, de ce n-apare aia? Spune-mi mie de ce n-apare aia. Poate că apare. Unde se apare, domnule, unde se apare? Sună cineva, taci de gură să vedem cine e. Bună ziua. Aici sunt tablourile. Lucian, excelent. Oh, dar ce încântare! Dar cu cine am plăcerea? Cu soțul meu. Îmi pare bine. Domnul? Steriade. Steriade, îmi pare bine, domnule Steriade, îmi pare bine, domnul Steriade. Doriți să achiziționați unul din tablourile mele, unul, două sau mai multe? Eram în trecere. În trecere, toți suntem în trecere pe acest pământ, domnule dragă. Ce vreau să vă întreb, care din tablourile mele vă suscită un interes mai accentuat, domnule Steriade? Cu... Așa ceva cu... Căpșuna! Pornați? El. A, domnul Steriade, vă salut. Poftiți. Izer. Arată-mi banii. Tovarășe locotenent. Capitan. Dacă mă luați așa... Vrei să te iau altfel? A, nu. Venisem numai să văd. Mă trimisese o doamnă. O doamnă? Cum o cheamă?
M-a rugat să nu-i spun numele. Auzi, puțină greșună. Ordonați. Pe domnul Șteriade l-a trimis o doamnă nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă, nici bătrână, nici tânără, nici așa și nici așa. Și cum o cheamă, nu vrea să ne spună. Uite-te în ochii mei. Ce dragă libertate? Dar fi sincer. Sincer? Mi-e dragă. Tovarășe capitan. Stimată doamnă. Tovarășe plutonier. Eu tocmai voiam să... Vrei să ne ajuți? Nu v-am refuzat niciodată. N-a observat. Precis că n-a observat. Ești sigur că lucrează cu miliția? Dacă spun că l-am urmărit. Las că trec dincolo. Sărut mâinile, credeam că ați plecat. Doamnă, e o adevărată expoziție. Adică, cum să vă spun eu, sunt puține tablouri, dar de valoare. Pătrașcu, Ciucurencu, Dărescu, doi Luchieni. Și cine le vinde? Sunt și pictori străini. Le vinde un tip cam la vreo 70 de ani, Panaitescu, descendent din nu știu ce familie. A fost prieten cu pictorii. I s-a aprobat lui și lui Fiisa să se stabilească în Canada la niște rude, dar n-au voie să ia tablourile. Eu zic să vă grăbiți. Da, sigur că trebuie să mă grăbesc, mai ales că domnul capitan mă așteaptă. Da. Da. Crezi că am avut dreptate? Sunt toți trei. Ne așteaptă. Trebuie să părăsim casa cât mai curând. Putem ieși pe ușa din dos? Da, ieșim pe scara de serviciu. Și să încercăm să-i dăm o lecție de vigilență domnului capitan. Soloveanu, rămâi acolo. Am înțeles, la așteptat. Cloroform. Și-au dat și cu praful, Costel nu poate mirosi, să știți. Ce fac? La așteptat. Da? O tovarășă aici, vrea să vorbească cu dumneavoastră. Da, să vin aici. Ce este? Cine sunteți dumneavoastră? Mai nimic, doamnă, suntem de la miliție, capitanul Panait. Am vrea să știm cine locuiește aici. Un domn funcționar cu o doamnă, care încă nu s-au întors din străinătate. În absența lui mai vine cineva? Nimeni, în afară de femeia de serviciu care face curățenie. Mulțumim, doamnă, dumneavoastră cine sunteți? Oficina de apartament. Sărbuna, doamnă, mulțumim foarte mult. Trezește-l pe ăla. A, mănăstirea Pudna. Tu aș, capitan, s'il vous plaît. Un bilet, ce fac? Dă-l în... Mesdames, cântă frămiță la umbru. Mulțumim pentru tablouri. Adică? Căpșună, ai că nu e bună. Da, cu asta ce faci? Lasă-l la Pudna lui. Mănăstirea Voroneț este opera lui Bubu Ioc și Patraulea. Patraulea? Patraș... Trandafir, trandafir. Unde e trandafir? Nu mă cunoscut că sunt un pe fatighe. Un pe fatighe? Mi-au furat tablourile, tovarăș capitan. Dar cum de ți-ai dat seama, mă? Ce ziceți, să cercetez împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier, căpșune? Trebuie să anunțăm miliție. Au lăsat numai porcăria asta, parcă e făcută de mine. Alo, tu și mai Dobrescu. Nu e acolo. Locotenentul Vidrașcu. Nu e nici el, toată lumea a plecat azi. Dar cine e acolo? Locotenent Pervulescu? Da, dă-mi-l pe el, până aici. Da? Ah, tovarășul capitan Panait. Vă ascult, să trăiți. Tovarășul capitan Panait, păi mă cunoaște. Și tovarășul plutonier Căpșună, sunt prietenul lor. Lasă-mă, domnule, odată să-i explică unde mă așteaptă la stadion, tovarășul plutonier Căpșună. Lasă-mă, domnule, de ce m-am... Îți dau veste bună de dimineață. M-au prădat, mă. Da, mi-au luat tot. Unde, la dumneavoastră, acasă? Nu acasă, dragă, nu acasă. Da, mi-au furat tablourile. M-au distrus, da. Vrei să mă ajuți? Da, sigur, sigur. La dispoziția dumneavoastră, oricând. Te rog, ajută-mă că tu cunoști pe ăștia, știi, și poate îi prindem. Dacă îi prindem, îi mănânc cu fulgi cu tot, să știi. A, tovarășe capitan,
Am aici pe unul, Haralambi Harpalete. Zice că vă cunoaște. Da, n-are nici buletin și trebuie să-l recunoască cineva. Da, auzi? Căpșuna? Auzi că Carcalete Salto? Harpalete. Harpalete? Harpalete. A fost prins fără niște bani de la cec. Nu se poate, tovarășe, capitanul. Eu am spus de niște fapte.